Bună ziua! Interviurile video PS News continuă astăzi, iar alături de mine este invitat astăzi Mihai Precup, coordonatorul Pro România Sector 1. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Mă uit în CV-ul dumneavoastră, vorbeam și adineaur și văd că aveți așa o vastă experiență în investiții, în dezvoltare, studii, în străinătate. De ce politică? Primul rând, ar zice, de ce România? Și de ce România, într-adevăr? V-ați întors după o lungă perioadă de studii în străinătate, v-ați întors în România? Răspunsul este foarte simplu. În contextul simplu. În care vedem că mulți pleacă zilele acestea în străinătate, mulți tineri, din păcate. Așa este. Mulți s-au și întors în timpul pandemiei. Îmi place foarte mult România, îmi place să trăiesc în România. Vă mărturisesc că îmi place să-mi petrec vacanțele la mare în România, la munte în România. Chiar mi-este drag de români și să trăiesc alături de români. Într-adevăr, am locuit 11-12 ani în diaspora, să zicem, în străinătate, câțiva ani în Paris, vreo 7 în Luxemburg. Am în continuare relații foarte puternice cu comunitățile românilor de acolo și cu comunitățile, să zic, internaționale, nu numai românilor de afaceri, cu investitori străini. Sunt într-un permanent contact. Însă îmi face mare plăcere să trăiesc în București. De ce? Oamenii sunt supărați acum în București. Este o capitală emergentă, este o capitală în dezvoltare, unde cred că aportul meu s-ar face foarte simțit, pentru că atunci când pornești, să zicem, mai de jos în raport cu alte capitale europene, aportul pe care îl duci, experiența pe care o duci, investitorii pe care îi aduci în București, au un impact mai mare asupra oamenilor. Ce v-a lipsit cel mai mult cât ați stat în diaspora, cum spuneți dumneavoastră? Ce v-a lipsit de aici, din România? N-aș spune că mi-a lipsit, pentru că ceva, să zic anume, mi-a lipsit dorința de a trăi alături de români. Dar, cum să vă spun, după atâția ani când îi petreci în diaspora, încep să-ți stabilești, să zic, propriile tale rădăcini acolo. Și să te simți și acolo foarte bine. Însă, cred că implicarea în economia, în investițiile din România. Vă povestesc, de exemplu, un episod din viața mea. Când lucram în Paris, într-o bancă de investiții foarte mare, cred că cea mai mare din Franța, BNP Paribas, și mă ocupam exclusiv de finanțarea companiilor franceze și aduceam bani pentru companiile din Franța. Vă mărturisesc și trăiam într-un mediu francofon cu predilecție. Vă mărturisesc că mi-a lipsit să lucrez pentru companiile din România, să aduc aportul în companiile din România. De aceea, după câțiva ani petrecuți la ei, am căutat, pentru că nu consideram atunci, în 2010, în plină criză, 2011, în plină criză, că e momentul să mă întorc în România, am căutat o bancă care are activități cu precădere în România. Și în felul ăsta am descoperit Banca Europeană de Investiții, unde am început, pe care am integrat-o ca și analist financiar pe partea de investiții în companii. Și am avut un portofoliu după primul an de companii în România. Ba mai mult decât atât, după primul an am fost selectat să lucrez în conducerea Băncii Europene de Investiții, ca și consilier al vicepreședintelui Băncii Europene de Investiții și aveam un portofoliu, să zic, preponderent pe România. Și timp de 3-4 ani am dus investiții undeva la 1 miliard de euro pe an în România. Este adevărat că majoritatea celor investiții au mers înspre sectorul public și poate mai puțin privat. Au mers înspre sectorul public pentru că majoritatea banilor erau dedicați proiectelor publice, proiectelor guvernamentale. După cum bine știți, guvernul desfășoară cele mai mari proiecte de investiții. Spuneam, de fapt vă întrebam la început, de ce totuși politică? Pot să vă spun că îmi place... Și de ce pro-România? Da, pro-România este destul de simplu. Când m-am întors în țară, îmi doream foarte mult să mă implic în politică, pentru că lucrasem de câțiva ani deja cu, să zic, diferitele guverne ale României, de la guvernul tehnocrat până la guverne politice, fiind pe partea cealaltă în a finanța. Cred foarte tare că orice vrei să faci în privat, ajungi la anumite limite. Să zicem, în privat faci investiții de
pentru finanțiști cifrele sunt importante, faci de milioane de euro. Când ești într-o guvernare, impactul și investițiile care le faci de miliarde de euro, impactul asupra oamenilor este mult mai mare. Impactul tău este la nivel de milioane de oameni. În privat, impactul investițiilor tale și activităților pe care le desfășori este la nivel de câteva sute de oameni. Și atunci mi-am dorit să-mi duc expertiza pentru a avea un impact cât mai mare asupra oamenilor. De ce pro-România? Cred că un curent european de viitor este cel de stânga. Dacă vă uitați în toate țările europene, ați văzut ce s-a întâmplat în Franța cu Gilets Jaunes, vedem ce se întâmplă acum în Statele Unite ale Americii, cu toate protestele de acolo și cu masele care se revoltă, datorită faptului că bogăția, să zicem, la nivelul Statelor Unite nu este repartizată uniform. Ai 1% din populație care deține 99% din averile, întregului continent american. Și atunci curentele de stânga vor fi din ce în ce mai la modă în anii următori. Și eu cred cu putere că statul trebuie să joace un rol, să contrabalanceze excesele privatului. Și un factor important pentru care am ales pro-România este Victor Ponta, indubitabil. Cred că la ora actuală este cel mai competent lider de partid și cel mai, aș spune, și cel mai inteligent lider de partid. Se vede și prin cifrele pe care le-am generat. În 2 ani de când pro-România a fost fondat, am ajuns la 10%. Sunt și coordonatorul pro-România sector 1 și pot să vă spun că la sectorul 1 am depășit peste 10%. Conform ultimelor sondaje, suntem peste 10%. Sper ca la alegeri să fim chiar peste 15%. Deci iată o dinamică foarte puternică pe care partidul a avut-o în ultimii ani de zile, cu precădere, să zicem, în ultimele 6 luni. Iar eu, ca și finanțist, mereu voi investi pe un activ care este în creștere, nu pe un activ care a ajuns la maturitate. Iar celelalte partide, partidele tradiționale, cred că au ajuns la maturitate pentru că avem aceiași oameni care sunt de 20 de ani acolo. Uitați-vă la PNL, președintele PNL de 20 de ani în politică, la PSD știți mai bine decât mine care este situația. Și Victor Ponta este în politică de foarte mult timp. De ce? Este un lider care a învățat din greșeli și care caută să se reformeze. După cum vedeți, caută să implementeze în România acel curent de stânga european progresist, cu oameni noi, cu figuri noi, cu o mentalitate nouă și cu proiecte noi. În primul rând, ceea ce ne diferențiază pe noi din Pro-România sunt proiectele și oamenii competenți. Despre alegeri, aș vrea să continuăm discuția și că ele vin, vrem, nu vrem, deși e pandemie, deși astăzi avem 1270 de cazuri, vin alegerile. Și Pro-România știu că are un candidat la sectorul 1 în persoana doamnei Adina Alberts. Cum arată lucrurile? Mergeți pe stradă, că am văzut că aveți activități cu cetățenii. Ce spun bucureștenii despre candidatul Adina Alberts? Este o figură cunoscută la nivelul sectorului 1? Imaginați-vă că sectorul 1 este un sector extrem de polarizat. De obicei, când lumea se gândește la sectorul 1 fiind cel mai bogat sector al Bucureștiului, cu un buget de peste 250 de milioane de euro, practic cea mai bogată localitate din România după Primăria Generală a Bucureștiului, ne gândim tot timpul la, când vorbim de sectorul 1, la cartierul Primăverii, poate la zona de nord a Bucureștiului. Însă, ceea ce vreau să vă spun, sectorul 1 este un sector extrem de polarizat. Aveți zone ca și, să zicem, Chitila, Străulești, Chitila Triaj. În Chitila Triaj știți că oamenii locuiesc ca și nevul mediu. Nu au canalizare, nu au drumuri asfaltate, nu au curent. Efectiv, conexiunea de curent se face la o companie privată. Lucruri greu de crezut și imaginat în 2020 într-o capitală europeană. Absolut. Pe de altă parte, avem cartiere foarte bogate. Deci, iată un sector foarte polarizat. Dacă vorbim de doamna doctor Adina Alberts, ca și candidat al Alianței Pro-București 2020, cred că a fost un plus de imagine care l-a dat aceste alianțe. Are o reputație foarte bună. Am observat, vă mărturisesc, mai ales în rândul doamnelor, care o urmăresc pe contul de Facebook de ceva vreme, este un profesionist care nu a mai făcut niciodată politică, la fel ca și subsemnatul. Vă mai pot spune că atunci când ies alături de ea pe stradă, amândoi suntem puțin stânjeniți pentru că
suntem în premieră, să zicem, într-o campanie electorală, însă dragostea față de oameni și dorința de a asculta cred că ne face să depășim anumite dificultăți. Dificultăți, vă spun, de natură atât meteorologică. Gândiți-vă acum vara în plină căldură, să ieși pe stradă, să strângi semnături, să vorbești cu oamenii, cât și, aș spune, de multe ori, reticența oamenilor față de politică. Sunt bucureștenii reticenți? O să vedeți că la alegeri prezența va fi foarte mică. Eu mă aștept ca în sectorul 1, din 208.000 de oameni înregistrați pe listele electorale, undeva la 60.000 de oameni să participe. Deja o treime. Din ce cauză? Poate pandemia să reducă așa mult drastic? Pandemia a jucat un rol foarte important. Gândiți-vă, oamenii sunt derutați. Pe de o parte, guvernul le spune stați în casă, purtați mască, dacă nu vă amendăm. Pe de altă parte, le spune pe 27 aveți alegeri. Oamenii sunt derutați. Nu știu, ieșim la alegeri și ne îmbolnăvim sau să stăm în casă ca să ne asigurăm că suntem sănătoși. Deci oamenii sunt derutați. Pe de altă parte, după o schimbare puternică de la stânga înspre dreapta a eșichierului politic, oamenii nu văd măsuri concrete. Și atunci sunt într-un fel sătui de politică. Degeaba, de multe ori simt că degeaba le spun eu că am dus 1 miliard de euro investiții pe an în România, în sectorul cu adevărat, în sectorul public, în reabilitările, de exemplu, din sectorul 1, am fost unul dintre oamenii care au contribuit ca finanțarea reabilitărilor din partea Băncii Europene de Investiții să se facă la 75% din valoarea proiectului. Nu la 50%, ceea ce face Banca Europeană în mod normal. O economie de 25% presupune o economie de câteva sute de milioane de euro la nivel de București pe toate sectoarele sau în speță pe sectorul 1. Deci oamenii sunt puțin reticenți la ceea ce privește, în ceea ce privește politica. Vă spuneam că mă aștept doar 60.000 de oameni să participe din o treime, practic, din oamenii înscriși pe listele de vot. Ceea ce va avantaja partidele cu o structură puternică în teritoriu. De aceea noi, la Pro-România, ne-am axat în ultimele 6 luni să ne creăm structuri în teritoriu și pot să vă spun că avem acum oameni și acoperim toate cartierele Bucureștiului, chiar dacă în anumite sectoare, este, în anumite zone este mai greu, inclusiv, să zicem, corupție unor lideri locali, vă spun sincer. În anumite sectoare sunt fideli puterilor actuale, atât de la PNL cât și de la PSD, și oamenii sunt șantajați să nu iasă alături de noi. Efectiv îmi spun oameni că nu vor să, că le e frică să iasă alături de Pro-România, că îi șantajează cei de la putere, atât de la puterea locală cât și la puterea centrală. Dar de ce o alianță cu Robert Negoiță și nu o alianță cu PSD? Că mulți provin din PSD. Dumneavoastră sunteți unul dintre tinerii care au ajuns în Pro, care sunt în Pro-România, dar acolo mai regăsim și oameni din vechiul PSD. De ce o alianță cu Robert Negoiță și nu o alianță cu PSD pentru locale? Pro-România nu este PSD. Sunt foarte mulți, mai ales în București, foarte mulți tineri, ca și subsemnatul, care nu au fost niciodată nu au fost niciodată în PSD sau nu au făcut parte dintr-un partid politic, să zicem, în mod formal. Și atunci asocierea Pro-România cu PSD, cred că îi jignește, vă spun foarte sincer, cred că îi jignește pe acei tineri care au venit în ultimii 2 ani alături de Pro-România și poate care nu-și doresc să își asocieze imaginea astăzi alături de PSD. Tocmai de aceea o alianță cu Robert Negoiță? În ceea ce privește Robert Negoiță, dacă vă uitați la ultimele alegeri, el a câștigat de fiecare dată în alianță. Din câte știu eu, și corectați-mă dacă greșesc, niciodată nu a câștigat pe listele PSD. De fiecare dată a participat într-o alianță. Pe de altă parte, Robert Negoiță nu este PSD, din câte știu. Eu, nu din mai câte, este PSD. Și când a fost în PSD, el mereu a criticat, să a zicem, fost gruparea, o voce contestatară, da, o voce puternică contestatară. Gruparea Dragnea sau gruparea, o anumită grupare refractară din cadrul PSD. Și această voce contestatară l-a adus în primul rând să-și facă propriul lui partid.
El are un partid pe București, iar noi ne-am aliat cu partidul pe care Robel Negoiță îl reprezintă. S-a discutat eventualitatea unei alianțe și la parlamentare cu Robel Negoiță? Nu s-a sau nu este s-a doar pe alegerile locale? Alianța este strict pentru alegerile locale. Nu s-a discutat nicio alianță pentru la nivel de alegeri parlamentare. Unu, pentru că din punct de vedere al timpului este prea devreme. Doi, cred că lucrurile trebuie făcute rând pe rând. Prima dată să obținem un scor cât mai bun la alegerile locale. Pornim cu o șansă foarte bună. Avem șansa să fim cel puțin al treilea partid la nivel de București ca și număr de voturi după alegerile locale. Gândiți-vă, noi venim cu un partid care pornește, sau cu două partide, București 2020 și Pro-România, două partide care pornesc de la zero. La ora actuală, Pro-România sau București 2020 nu au oameni în consiliile locale. Nu au oameni la nivel de conducere de București. Pornim absolut de la zero. Tot ceea ce facem este strict pe forțele proprii, pe dedicarea membrilor și chiar țin să le mulțumesc tinerilor și membrilor care sunt astăzi în căldură și strâng semnături prin cartierele din București. Iar după alegeri, Alianța Pro-București 2020 va avea un rol extrem de important la nivel de București, pentru că vom veni cu un număr foarte mare de consilieri. Vă spuneam că la nivel de București țintim să avem peste 15% în alegeri, ba mai mult, la nivel de sector 1, țintim să câștigăm alegerile. Avem un candidat foarte bun în persoana doamnei doctor Adina Alberts, o persoană care nu a mai făcut politică și care s-a implicat în a-și promova imaginea încă înainte de a face parte din politică, având o clinică privată, este gestionarul, managerul unei clinici private și a fost interesată mereu să-și promoveze clinica privată și să se promoveze ca și profesionist. Acolo, la sectorul 1, Adina Albert se va regăsi cu Dan Tudorache, actualul primar PSD, și Clotilde Armand, care este rival al lui Tudorache. Pro-România e pregătit să intre în această luptă între cei doi. De curând a venit la mine un domn care se ocupă cu sondarea opinii publice și îmi permit să-l citez. Mi-a spus că în ultimele 3 luni Pro-România a crescut foarte mult în sondaje, partidul Pro-România a crescut foarte mult în sondaje și tot el mi-a confirmat că 2 din 3 care și-au schimbat opinia de vot și a venit să voteze Pro-România, au spus că înainte votea USR. Dacă mă întrebați cum se poziționează Pro-România, cred că Pro-România are un electorat foarte mare, are electorat atât din partea, să zic, dezamăgiții din partea PSD, are pe de o altă parte dezamăgiții celor din partea de USR, și foarte mulți oameni care sunt nehotărâți sau nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în general. Spun, nu vor să votez pe Tudorache pentru că nu a făcut, suntem în continuare cu Străzca și Nevu Mediu, ce discutam anterior, dar nu vreau să votez nici pe Clotilde pentru că nu vine cu proiecte concrete, vine doar cu lozinci, anticorupție și nu vine cu atitudine constructive și cu proiecte. La Pro-România am publicat pe site-ul Alianței Pro-România, Pro-București, am publicat lista de proiecte pe care vrem să o implementăm la nivel de București și lista aceasta de proiecte să pliază pe caracterul polar, să zic, bipolar al sectorului 1. Pe de o parte, propunem locuințe sociale pentru zonele și infrastructură de bază pentru zonele rămase în urmă și pe de altă parte propunem creșe, parcări subterane sau supraterane, subsemnatul eu chiar am lucrat în finanțări de parcări și am făcut și pentru mine cifrele sunt importante și am făcut un calcul, am spus dacă 5% din bugetul Consiliului Local, sector 1, s-ar aloca pentru parcări, în timp de 4 ani vom avea 20 de parcări subterane la nivel de sector 1, pentru că s-ar finanța în regim de PPP, iar diferența de bani ar veni din partea privatului sau din partea Băncii Europene de Investiții, care caută oportunități să financeze. Imaginați-vă doar că astăzi... ține de noi, dacă absolut, ne dorim într-adevăr viabile. Să facem investiții sau nu.
să avem proiecte viabile, oameni competenți care știu să pregătească acele proiecte. Pentru că eu am participat de foarte multe ori la negocieri din partea Băncii Europene de Investiții, la proiecte de infrastructură, la proiecte de investiții și vă spun că marea problemă în a realiza o investiție sunt proiectele viabile, proiectele eligibile. Nu sunt banii. Banii sunt. Există bani. Imaginați-vă că din 2016 până în ziua de astăzi, Banca Centrală Europeană a tipărit peste 1000 de triliarde de euro la nivel european. În 2017, majoritatea banilor, undeva peste 500 de triliarde, erau pe contul de rezervă la Banca Centrală Europeană. Practic, băncile europene musteau de bani, aveau foarte mulți bani, dar nu aveau proiecte eligibile înspre care să investească. De aceea a venit planul Juncker ca un pachet de garanții. La nivel de municipalități, în condițiile în care, în perioada următoare, din 2021, proiectele europene, acestea pe care toți le știm, faimoasele 80 de miliarde, vor fi disponibile, să zicem, că acum sunt încă în perioada de formalități, de a organiza formalitățile pentru acei bani, dar în 2021 sperăm să putem trage banii. Deci vor fi foarte mulți bani pe piață, vor fi și garanții, că avem un fond european de vreo 40 de miliarde care a fost lansat de Banca Europeană de Investiții la începutul acestui an. Practic, dacă înainte Banca Europeană de Investiții nu putea finanța direct o entitate care ține de primăria sectorului 1, acum cu acele garanții, acea entitate va fi eligibilă pentru că ratingul, notația, încrederea ei va crește datorită garanțiilor. Deci se poate. Deci se poate. Bani vor fi, vom avea nevoie de cât de oameni în primărie și la nivel de guvern, dar mai ales în primărie, oameni care să pregătească proiecte eligibile. Și eu aș propune la nivelul unei primării, ca fiecare primărie, să aibă oameni, o echipă, să zicem, o unitate, o divizie, cum vreți să o numiți, de asistență tehnică, care să intre în contact cu Comisia Europeană, cu Banca Europeană de Investiții. Sunt proiecte de tipul Jeremy, Jessica, Elena, care sunt finanțate de Comisia Europeană. Ba mai mult, Comisia Europeană plătește oameni ca să vină să lucreze în primării și alături de oamenii din primării să pregătească acele proiecte. Deci acum obiectivul oricărei primării este să-și creeze o echipă să pregătească proiecte, pentru că anul următor foarte multe linii de finanțare vor fi deschise. Aș vrea să discutăm puțin și despre efectele economice, că tot am dus discuția în această zonă, generate de pandemia de coronavirus. Cum putem transforma sau dacă putem transforma această criză în oportunitate? Din punctul dumneavoastră de vedere. Este o mare oportunitate astăzi pentru că, așa cum spuneam anterior, sunt instrumente financiare disponibile, sunt fonduri disponibile. Dacă înainte de criză trebuia să alergăm, să zic, mai mult după băncile comerciale și după băncile de investiții multinaționale să obținem finanțări, astăzi s-au deschis foarte multe instrumente financiare pentru a interveni în economie. Iar oportunitatea stă în acest capital disponibil. Rămâne doar de guvernanții, atât la nivel local, cât și la nivel central, să se pregătească și să pregătească proiecte eligibile. Efectele, eu mă aștept ca orice guvernant să aibă două tipuri de măsuri. Pe de o parte, să aibă măsuri pe termen scurt, mie îmi place să le numesc măsuri de avarie, care să salveze puterea de cumpărare a oamenilor, și să ajute companiile să treacă peste această perioadă dificilă. După cum bine știți, companiile au obligații față de stat, plata taxelor, care trebuie să fie susținută într-un fel de autoritățile centrale, față de furnizori, ar trebui susținut creditul furnizor, și față de bănci, creditele pe care le au. Iar acestea sunt măsuri de avare, care trebuie să fie luate pe termen scurt. În majoritatea țărilor europene, printr-o simplă declarație, companiile mici, IMM-urile, au primit un ajutor direct, imediat. În multe țări s-au creat acele fonduri de solidaritate, prin care IMM-urile au declarat că se află într-o situație dificilă și au primit o susținere imediată. Avem și noi, IMM Invest, în România.
Da, dar IMM Invest se adresează în primul rând companiilor bancabile. Imaginați-vă că în România astăzi, din totalul companiilor, undeva 80.000 de companii sunt companii bancabile. Undeva la 15% din companiile înregistrate la Registrul Comerțului sunt companii bancabile. Deci din start IMM Invest se adresează companiilor bancabile. În plus, față de companiile bancabile, nișa se reduce, poate la mult sub 10%, pentru că se va adresa doar companiilor care sunt afectate de acel COVID. Iar dacă vrei să beneficiezi, din prima banca te întreabă, 1, ești bancabil, 2, dă o declarație că ai fost afectat de pandemie și dai declarație cu implicații penale că ai fost afectat de acea pandemie. Iar mie îmi place să spun că cum pomul se cunoaște după roade, și un instrument financiar se cunoaște după numărul de trageri care au fost făcute și timpul în care au fost făcute. După cum bine știți, numărul tragerilor din IMM Invest au fost puține. Dacă mai trebuie să așteptăm încă un an sau doi ani să vedem care a fost numărul de trageri, timpul la fel, joacă un rol extrem de important. Antreprenorii care au probleme cu în a-și asigura trezoreria, a-și plăti furnizorii, a plăti băncile, nu au timp să aștepte finanțări pe termen lung sau un proces de aprobare foarte lung. De aceea spuneam că pe termen scurt trebuie să avem un fond de solidaritate, companiile să primească un ajutor imediat din partea statului, chiar dacă într-un cuantum mai mic, dar să fie un ajutor disponibil, mai ales companiile care sunt foarte mici. Astăzi în România, probabil știți, 1% din companii generează 80% din PIB-ul României, practic, din ceea ce se produce în România. Deci nu de companiile astea vorbim. Vorbim de companiile care au 2-3 angajați, care sunt companii de familie și care se găseau foarte greu finanțare și înainte de criză. Cu atât mai greu găsesc în timpul, n-aș numi o criză, dar aș numi o în timpul acestei pandemii, unde băncile au o anumită reticență și își evaluează și mai mult, cu și mai mare atenție, riscurile. 2 minute mai avem, din păcate, și aș vrea să discutăm puțin și despre planul elaborat de Guvernul României, cel de relansare a economiei. În ce măsură vi se pare fezabil acest plan făcut de Guvernul Ludovic Orban? Românii și guvernele ultimelor 20 de ani au fost foarte pricepute în a face strategii și a face planuri. Cum a spus și dumneavoastră, întrebarea este în ce măsură ele sunt fezabile. Eu să vă întreb eu pe dumneavoastră. În condițiile în care de un an de zile guvernul Orban este la putere, să zicem, în conducerea acestui stat și guvernează România, nu știu, nu s-a finanțat niciun kilometru de autostradă, nu s-a încheiat niciun kilometru autostradă. În guvernul respectiv au fost prezentate câteva mii de kilometri de autostradă, dacă nu mă știu, sau sute, hai să zicem sute de kilometri de autostradă care se facă în următorii ani. Vă întreb eu, în ce măsură vi se pare fezabil, uitându-te după un istoric al unei guvernări, vi se pare fezabil? Cred că cel mai important pentru un guvern este să vină cu un proiect, să-l ducă de la capăt. 2 proiecte, maxim 3 proiecte pe care să le anunțe public, să-și asume răspunderea politică asupra lor și până în alegeri să le ducă la capăt. Din păcate, niciun proiect nu a fost dus la capăt. La fel, din experiență, dacă vreți, de persoană care lucrează în managementul unui fond de investiții, este extrem de importantă prioritatea, prioritizarea. Trebuie să venim cu 1, 2 sau 3 proiecte prioritare pe care să ni le asumăm și pe care să le ducem la capăt și să le finanțăm. Pentru că rolul unui stat într-o economie este să identifice proiectele prioritare, să aducă finanțarea de început pentru ca ele să demareze, iar apoi capitalul este rațional. Băncile vor urma, investitorii privați vor urma, iar cum spuneam, bani pentru investiții sunt. Domnule Precup, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc frumos și o zi bună!